despre cei 18 km autostradă inaugurați în acest moment. Domnilor primari, domnilor reprezentanți ai companiei de administrare a infrastructurii rutiere, stimați reprezentanți ai constructorilor care ați participat la acest proiect, stimați reprezentanți ai mass media, mă bucur să fiu prezent aici. Ideea autostrăzii Transilvania s-a născut în jurul anului 2002 și mă bucur să văd cum tronson prinde viață. În curând, Târgu Mureș va putea ajunge la Borș pe autostradă și, de asemenea, pe noi ne interesează în egală măsură ca și frații noștri din Moldova și din Basarabia să poată să ajungă la infrastructura de transport europeană pe profil de autostradă. Din acest motiv acordăm o atenție deosebită și tronsoanelor Târgu Mureș, Târgu Neamț, care se află sub contract pentru realizarea studiului de fezabilitate. De asemenea, pe tronsonul Târgu Neamț, Iași, Ungheni, nu Ungheni de Târgu Mureș, ci Ungheni de Basarabia. E și o coincidență frumoasă aici, că practic e o autostradă care leagă Ungheni de Ungheni. De asemenea, suntem în curs de licitație pentru semnarea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic. Am ales un alt tip de FIDIC, astfel încât să accelerăm procedurile. Obiectivele noastre sunt foarte clare. Domnul ministru al transporturilor v-a spus, investițiile în infrastructură reprezintă prioritate zero și vom aloca toate fondurile necesare pentru realizarea principalelor obiective de infrastructură ca suport al dezvoltării economice a României. Mai mult decât atât, deja am făcut câțiva pași pentru a umbla un pic la legislația în domeniul achizițiilor publice și în continuare vom apela la expertiză astfel încât procedurile să fie cât mai simplificate, cât mai fluide, să nu ne mai împiedicăm de întârzieri nepermise datorate unor proceduri derulate în mod greoi, datorită unor prelungiri a contestațiilor, a soluționării contestațiilor, fie în instanță, fie la CNSC, astfel încât să se ajungă cât mai repede la semnarea de contracte, iar contractele, evident, trebuie să se deruleze în conformitate cu prevederile contractuale. Vreau să spun un cuvânt bun despre liderul consorțiului, Astaldi. Sunt la nu știu câta investiție care este finalizată de Astaldi. În 2008, autostrada de centură a Piteștiului, în mai 2007, erau gata 51% din stadiul fizic, era 51% și ne-am înțeles că în 6 luni să fie finalizată lucrarea și în 6 luni a fost gata lucrarea. Am finalizat Drajna Fetești și am inaugurat tronsonul împreună. De curând am inaugurat metroul, centura, autostrada de centura Constanței, care a fost de asemenea realizată. E un constructor serios care și-a făcut treaba și care atunci când devine practic parte într-un contract își realizează obiectivele. De asemenea și cu partenerul dumneavoastră am avut experiențe foarte bune, experiențe foarte serioase cu Max Bögl, o companie de asemenea extrem de serioasă și aștept din partea Straco, asta nu e o glumă, o spun foarte clar, mobilizare pentru finalizare. Dacă până la 1 iulie nu este gata tronsonul, căutăm alt constructor, să fie clar. Nu mai accept și așa a existat o anumită înțelegere din partea companiei și a Ministerului Transporturilor, lucrurile trebuie să fie derulate în conformitate cu noile înțelegeri contractuale, astfel încât să putem finaliza cât mai repede, pentru că e legătura la Câmpia Turzii cu tronsoane de autostradă. De asemenea, în cursul acestui an, avem ca obiectiv să finalizăm cele două tronsoane restante de pe
Sebeș-Turda, care practic fac legătura între autostrada de pe coridorul 4 pan-european și autostrada Transilvaniei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă rog.